pentru că văd că sunteți foarte curioși și am primit foarte multe mesaje, dar în același timp mi-a intervenit și ceva și trebuie să plec foarte repede de acasă. O să vă povestesc pe scurt. Noi am avut două relații foarte interesante, una care s-a sfârșit tragic din cauza mea. Dar detaliile astea mă gândesc să vi le dau într-un live sau poate într-un vlog pe YouTube. Deci, două relații. Prima eșuată, a doua cea mai reușită relație în care ne-am pus de acord pe foarte multe lucruri și fiecare s-a după cerințele celuilalt. Am prins și carantina, am stat împreună, ne mutasem împreună dinainte de carantină. Am văzut că ne înțelegem foarte bine și că nu există certuri între noi sau dacă certurile există, sunt certuri peste care putem să trecem foarte repede. Iar pe scurt, la un moment dat, amândoi ne-am întrebat unul pe celălalt dacă dorim să avem un copil împreună. Amândoi am zis da. Cred că am fost foarte serioși amândoi în acel moment. Iar după două săptămâni, Emily Burghele a rămas însărcinată. O să mă pregătesc la un moment dat și o să dau. Ce v-am povestit mai devreme a fost foarte pe scurt pentru că trebuie să plec de acasă, cum v-am zis, iar în al doilea rând nu am avut acceptul ei. Dar cu siguranță o să ne gândim la un format împreună pe care să-l punem pe Instagram și să răspundem la toate întrebările la care v-ați gândit voi. Asta a fost foarte pe scurt pentru că trebuie să plec de acasă foarte repede, iar și mai important atât, nu am avut acceptul ei să povestesc lucrurile astea, le-am povestit pentru că am venit acasă și eram singur. Dar cu siguranță o să găsim un format prin care o să vă răspundem la toate întrebările la care v-ați fi gândit voi.